În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Și cu Duhul Sfânt. Fraților prea iubiți, astăzi, în solemnitatea înălțării Domnului, îl rugăm cu umilință pe Domnul Dumnezeul nostru să binecuvânteze această apă pe care El a creat-o și cu care vom fi stropiți în amintirea botezului nostru. Domnul să ne ajute să rămânem credincioși Duhului Sfânt pe care L-am primit în dar. Doamne Dumnezeule atotputernic, te rugăm ascultă cu bunăvoință rugăciunile poporului Tău, care își amintește acum de lucrarea minunată prin care ne-ai creat și de lucrarea și mai minunată prin care ne-ai răscumpărat. Tu ai creat apa ca să dea rod ogoarelor, să învioreze și să spele trupurile noastre. Tu ai făcut din ea slujitoarea îndurării Tale. Prin ea ai eliberat poporul Tău din robie și ai potolit setea în pustiu. Prin chipul ei, profeții au vestit noul legământ pe care aveai să-l închei cu oamenii. În sfârșit, prin apa sfințită de Hristos în Iordan, Tu ai reînnoit în baia nașterii celei noi, firea noastră decăzută. Te rugăm, așadar, Doamne, binecuvântează această apă, ca ea să ne amintească de botezul pe care l-am primit și dăruiește-ne harul să împărtășim bucuria fraților noștri care au fost botezați în sărbătoarea învierii, prin Hristos, Domnul nostru. Și-a străpuns coasta lui Iisus și îndată a ieșit sânge și apă. S-a împlinit Scriptura despre mielul pascal, niciun os nu veți zdrobi din el. Am văzut apă izvorând din partea dreaptă a templului. Aleluia!
Dumnezeu Atotputernicul să ne curățe de păcate și ajutându-ne să celebrăm cu pietate și credință Sfânta Liturghie, să ne învrednicească a lua parte la masa împărăției sale, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Mărire în cerului Dumnezeu. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus Dumnezeule, Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus Dumnezeule, mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, care iei asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tu, care iei asupra Ta păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. Tu, care șezi a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Fiindcă Tu singur ești sfânt, Tu singur Domn, Tu singur preanalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, Puternic, fă te rugăm ca noi care credem că în această zi Fiul Tău unul născut, răscumpărătorul nostru, s-a înălțat la ceruri, să locuim de asemenea cu sufletul întru cele de sus. El care, fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Citire din Faptele Apostolilor. În prima carte, O Teofil, am tratat despre tot ce a făcut și a învățat Iisus de la început
până în ziua în care a fost înălțat, după ce prin Duhul Sfânt i-a instruit pe apostolii pe care îi alesese. După pătimirea sa, el li s-a prezentat viu cu multe dovezi, arătându-li se timp de 40 de zile și vorbindu-le despre cele privitoare la împărăția lui Dumnezeu. În timp ce era cu ei, le-a poruncit să nu se îndepărteze de Ierusalim, ci să aștepte promisiunea Tatălui, pe care zicea el: ați auzit-o de la mine. Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați în Duhul Sfânt nu după multe zile. Atunci cei care se adunaseră l-au întrebat zicând: Doamne, în acest timp vei restabili împărăția lui Israel? Dar el le-a zis: vouă nu vă este dat să cunoașteți timpurile sau momentele pe care Tatăl le-a stabilit prin propria autoritate. Însă, când va veni Duhul Sfânt asupra voastră, voi veți primi putere și îmi veți fi martor în Ierusalim, în toată Iudeia și Samaria și până la marginile pământului. Și spunând acestea, sub privirile lor, el a fost înălțat și un nor l-a ascuns din ochii lor. În timp ce erau cu ochii ațintiți spre cel și el se înălța, iată că le-au apărut doi bărbați în haine albe și le-au spus: bărbați galileeni, de ce stați privind la cer? Acest Iisus, care a fost înălțat de la voi la cer, va veni tot așa cum l-ați văzut mergând spre cer. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu. Dumnezeu se înalță în strigăte de bucurie. Domnul se înalță în sunete de trâmbiță. Dumnezeu se înalță în strigăte de bucurie. Domnul se înalță în sunete de trâmbiță. Toate popoarele bateți din palme, aclamați-L pe Dumnezeu cu strigăte de bucurie, căci Domnul preanalt este înfricoșător, mare rege peste tot pământul. Dumnezeu se înalță în strigăte de bucurie. Dumnezeu se înalță în strigăte de bucurie, Domnul se înalță în sunete de trâmbiță. Cântați psalmul lui Dumnezeu, cântați regelui nostru, cântați. Căci Dumnezeu este rege peste tot pământul, cântați cu măiestrie. Dumnezeu stăpânește peste neamuri, Dumnezeu stă pe tronul său cel sfânt. Dumnezeu se înalță. Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni. Fraților, Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Gloriei,
să vă dea Duhul înțelepciunii și al descoperirii, ca să-L cunoașteți pe deplin, luminându-vă ochii inimii voastre, ca să cunoașteți care este speranța chemării sale, care este bogăția gloriei moștenirii sale între cei sfinți și care este imensa măreție a puterii sale față de noi, cei care credem după lucrarea tăriei puterii sale, pe care am făptuit-o în Hristos, înviindu-L din morți și așezându-L la dreapta sa în ceruri, deasupra oricărui principat și oricărei puteri, stăpâniri și domnii, și deasupra oricărui nume, rostit nu numai în lumea aceasta, dar și în aceea care va veni. Pe toate le-a pus sub picioarele Lui, iar pe El l-a stabilit cap peste biserica întreagă, care este trupul Său, plinătatea celuia care împlinește toate în toți. Cuvântul Domnului. Mulțumim Lui Dumnezeu! Ucenici din toate neamurile, spune Domnul, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul lumii. Iisus Hristos după Sfântul Matei. Mările ție, Doamne! În acel timp, cei 11 discipoli au mers în Galileea, pe muntele hotărât lor de Iisus. Cum l-au văzut, s-au prosternat în fața Lui, dar unii se îndoiau. Apropiindu-se, Iisus le-a vorbit: mi-a fost dată toată puterea în cer și pe pământ. Așadar, mergând, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-i să țină toate câte v-am poruncit. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul lumii. Cuvântul Domnului.
Hristos s-a înălțat. Adevărat s-a înălțat. Ucernice părinte, decan și paroh, Budău, iubiți frați într-o preoție, dragi surori, iubiți credincioși, prezenți astăzi în curtea catedralei noastre romano-catolice din Iași și iubiți credincioși de toate vârstele care sunteți în comuniune directă cu noi, cei care suntem aici la Iași, prin mijloacele de comunicare, televiziune, radio, internet. Scriitorul francez de origine americană, Julian Green, născut la începutul veacului trecut, convertit la catolicism la 16 ani, ne vorbește în scrierile sale despre un prieten de-al său, tată a doi copii. Era o zi frumoasă de primăvară și acest tată îi scoate pe copii cu mașina la plimbare. Copiii stăteau în spate și cum sunt copiii, vorbesc mult. De data aceasta, subiectul discuției lor era mai greu. Vorbeau despre cer. Era o fetiță și un băiat. Fetița îl întreabă pe fratele său, care era de 15 ani, Dănuț. Cum este în cer? Și Dănuț începe să-i explice în cuvinte simple ca să înțeleagă surioara sa că în cer este foarte frumos, soare, plăcut, flori multe, fluturași care zboară, îngerii, Maica Domnului, Sfinții, toți sunt în cer, o bucurie de nedescris și acolo este Iisus, toți stau în jurul său și se bucură. Și în timp ce discutau ei despre frumusețile cerului, un șofer neatent se izbește de mașina lor. În urma accidentului, Dănuț moare. El care mai înainte îi spusese surorii sale, când am să mor, Sfântul Petru o să mă primească în cer. Și fetița spune, și dacă Sfântul Petru nu-i la poartă atunci când ai să mor tu? O să mă primească Sfântul Ioan Botezătorul, pentru că l-am ales ca patron în această lună. Avea obiceiul în fiecare lună se aleagă un sfânt ca patron pe care să încerce să-l imite în viața lui. Și iată-l acum căzut victima acestui accident. Și avem convingerea, spune scriitorul care descrie faptul, Dănuț s-a dus în cer. Și acolo se bucură cu sfinții și aleșii lui Dumnezeu, acolo stă pentru veșnicie, în bucurie, alături de Iisus, în care a crezut și pe care l-a iubit așa de mult. Iubiți credincioși, astăzi este a 40-a zi de la învierea Domnului. Și sărbătorim noi catolicii de rit latin înălțarea Domnului la cer. Textele biblice pe care le-ați ascultat ne vorbesc despre acest mister al înălțării Domnului. Și în lumina acestor texte să ne punem trei întrebări. Ce înseamnă că Iisus s-a înălțat la cer? Apoi, dacă s-a înălțat la cer, ce este cerul? Și a treia întrebare, cum putem ajunge noi în cer? De ce s-a suit Iisus la ceruri? S-a înălțat glorios la ceruri?
Încercăm să răspundem la aceste întrebări. Ce înseamnă că Iisus s-a înălțat la ceruri? Lăscârja, pentru că sunt tentat să fac gesturi la predică și mă împiedic. Dar îmi amintesc, fiind de mai multe ori în Țara Sfântă, vizitând locurile sfinte de acolo, conform descrierii Evangheliei, cum Iisus vorbea mulțimii afară, cum sunteți dumneavoastră acum, sau din barcă și lumea stătea pe mal. Prima întrebare, ce înseamnă că Iisus s-a înălțat la cer? Nu trebuie să ne închipuim înălțarea lui Iisus la cer ca și cum s-ar muta dintr-un loc în altul. Înălțarea lui Iisus la cer înseamnă că Iisus, atunci când și-a încheiat mandatul său pe pământ, el a fost trimis de Tatăl pe pământ, a luat fire omenească, a trăit 33 de ani și când și-a încheiat misiunea sa de mântuitor al lumii, s-a întors în gloria cerească, cum spunem noi în crez, și-a de la dreapta Tatălui, de unde are să vină să judece pe vii și pe morți. Va reveni Hristos în slavă, vizibil, pe norii cerului. Toți vor vedea crucea, semnul mântuirii noastre. Iisus a înălțat la cer, adică la capătul vieții sale pământești, s-a întors în gloria cerească, la dreapta Tatălui, expresia aceasta pe care o avem în crez, de unde a venit pe pământ ca să ne mântuiască. Și dacă Iisus a înălțat la ceruri, ne întrebăm, ce este cerul? Am învățat de mici la catehism că cerul este un loc de fericire veșnică unde ajung cei buni după moarte, pentru că cei răi ajung în iad. Așa am învățat de mici, simplu, din catehismul nostru. Cerul, spunem că este un loc, dar propriu-zis, noi trebuie să înțelegem nu ceva material. Mai bine ar fi să spunem cerul este o stare de fericire veșnică și de plină, unde ajung cei care l-au slujit pe Dumnezeu, au crezut în Dumnezeu, l-au iubit pe Dumnezeu și au murit cu credința vie în sufletul lor, cu sufletul curat. Aceștia ajung în starea de fericire de plină și veșnică, pe care în cuvinte simple vă spuneam că o exprima, o descria Dănuț surorii sale. Cerul, așadar, nu este ceva material, este ceva spiritual, o stare de fericire. Închipuiți-vă dumneavoastră, fiecare dintre noi, când am fost odată fericiți, cât putem fi fericiți noi aici pe pământ. Și când eram fericiți, nu ne puneam problema că sunt afară și mă plouă, că sunt în casă, că sunt nu știu unde. Eram fericiți și era gata. Asta e fericirea, nu mai puteam de fericire. Numai că starea aceea de fericire n-a durat mult. Semn că Dumnezeu ne-a creat pentru fericire, dar pentru o fericire care să satisfacă dorința noastră după fericire. Cum spunea Sfântul Augustin, ai creat pentru tine, Doamne, și neliniștită este inima noastră până nu se va odihni în tine. Atunci când vom fi în cer, atunci vom fi în posesia fericirii depline și veșnice. Numai că dacă vrem să ajungem în ceruri, trebuie să începem să trăim cerul aici, pe pământ. Cum? Vă dau un exemplu. Odată la misiuni, preotul misionar a vorbit la una din predici despre cer. Și a vorbit așa de frumos despre cer, încât se auzea musca în biserică. Nu se mai săturau oamenii să-l asculte. Când s-a terminat Sfânta Liturghie, un credincios, un creștin,
vine la părintele și îi spune: părinte, ați fost grozav, ați vorbit minunat despre cer, dar nu ne-a spus unde este cerul. Și atunci preotul îi spune: vin un coace. Avea mașina parcată acolo în curtea parohiei, s-a dus în casă, a luat cheia, a deschis portbagajul și îi arată un pachet mare pe care scria o adresă. Uite, fii drăguț, ia pachetul acesta și du-l la adresa care scrie acolo. După aceea vii înapoi și îți spun unde este cerul. Bine, părinte. A luat pachetul și s-a dus. Când a ajuns la adresa respectivă, a rămas de-a dreptul uimit ce a văzut în acea casă. O sărăcie lucie. Deschizând ușa în camera în care se afla stăpâna, vede o femeie bolnavă în pat. În jurul ei erau vreo 3 copii care plângeau. Mereu mama le spunea copiilor că tăticul vostru va reveni, este plecat, dar o să vină într-o zi. Și tot așteptau ei să vină tăticul. A murit în război, săracul. Dar mama cum să-i mângâie pe copii? O să vină tăticul vostru. Și când au văzut acum că a intrat acest bărbat în casă cu un pachetoi în mână, crezând că este tăticul, i-au sărit în gât. L-au cuprins. Erau nespus de fericiți. Cât era el de bărbat, i-au dat lacrimile acestui om și apoi, încet, încet, revenindu-și, s-a interesat de soarta acelor copii, a mamei lor, și s-a angajat el și soția lui, pentru că s-a dus acasă și a povestit, să-i ajute pe acei copii. Și le-a spus: copii, nu eu sunt tatăl vostru, dar de azi înainte voi fi ca tatăl vostru și o să am grijă de voi. Și așa a făcut. După, a uitat să mai întoarcă la părintele ca să-i spună unde este cerul. După un timp, după vreo lună de zile, părintele îl întâlnește și îi spune: domnul Ioan, dar nu te-ai mai întors înapoi să spui unde este cerul? N-a mai fost nevoie, părinte, l-am găsit. În acea familie, în faptele de caritate pe care le-a făcut. Dacă nu începem cerul să-l trăim aici pe pământ, practicând iubirea, care cere jertfă, renunțare și atâtea altele, nu vom ajunge niciodată în cerul, în paradisul de după moarte, în acea fericire deplină și veșnică. Eu cred că fiecare dintre noi am făcut experiența aceasta. Când am făcut un gest de caritate și ne-a costat mai mult, am fost fericiți că am putut ajuta pe cineva. Am început să trăim cerul. Așa începem și așa trebuie să începem noi să trăim cerul aici pe pământ, dacă vrem să ajungem după moarte în paradisul ceresc. Repet, în acea bucurie deplină și veșnică pentru care ne-a creat Dumnezeu. De ce s-a înălțat Iisus la ceruri? Ultima întrebare. S-a înălțat ca să reia locul, dar v-am explicat ce înseamnă loc când vorbim de cer, adică să revină în gloria pe care a părăsit-o atunci când Tatăl l-a trimis pe pământ. Încheiindu-și misiunea, cum v-am spus, s-a întors în gloria cerească. În al doilea rând, Iisus s-a înălțat la cer ca să ne-l trimită pe Duhul Sfânt. Pentru că a și spus înainte: nu vă voi lăsa orfani, eu mă duc, nu o să mă mai vedeți în carne și oase, dar mă duc în folosul vostru, că dacă nu mă duc eu, apărătorul, mângâietorul, cum îi spune el Duhului Sfânt, nu va veni la voi. Dacă mă duc, îl voi trimite și el vă va învăța toate. Vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu, pentru că voia să le spune Iisus: știu că sunteți oameni greoi la cap, aveți nevoie de lumină de sus, mă duc să vi-l trimit pe apărătorul, care vă va aduce aminte de tot ce am făcut și tot ce v-am învățat eu. Și el vă va da putere, forță, ca să vă trăiți credința. Și așa a fost în ziua de Rusalii,
l-a trimis pe Duhul Mângâietor, care i-a întărit pe toți și a făcut din fricoși ce erau, că stăteau cu ușile închise, încuiate, de frica iudeilor, să iasă în public, în templu și peste tot și să-L vestească pe Iisus și învățătura Lui. Dar despre Duhul Sfânt o să medităm mai mult în ziua de Rusalii. Mâine vom începe pregătirea pentru Rusalii, novena de pregătire, a doua mare sărbătoare a religiei noastre creștine. Al treilea motiv pentru care Iisus s-a înălțat la ceruri, l-am auzit exprimat în finalul Evangheliei de astăzi. Și anume, mă duc să vă pregătesc un loc, acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Iar eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Ce mângâietor este acest cuvânt al lui Iisus, știind că chiar dacă El a dispărut vizibil din ochii oamenilor, a rămas mai departe prezent, real, mai ales în Euharistia pe care o celebrăm, Sfânta Liturghie, anul închinat Sfintei Liturghii, catehezele pe care noi preoții le facem ca să înțelegem toți, și noi preoții și dumneavoastră credincioșii, mai bine valoarea infinită a unei Sfinte Liturghii. La fiecare liturghie Iisus vine în mijlocul nostru, ținându-se de promisiunea făcută, cu voi sunt în toate zilele vieții voastre, până la sfârșit. Luați și mâncați, acesta este trupul meu, luați și beți, acesta este sângele meu. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică. Dacă nu veți mânca trupul Fiului Omului și nu veți bea sângele Lui, nu veți avea viață în voi. Avem nevoie de Iisus. Și dacă ne trăim viața alături de El, luminați și întăriți de Duhul Sfânt pe care L-a promis Iisus și L-a trimis în ziua de Rusalii, atunci vom câștiga cu siguranță într-o zi paradisul. Pentru că, iubiți credincioși, Iisus Hristos nu vrea să dea nimănui dintre noi de pomană paradisul, cerul. Spune El, împărăția lui Dumnezeu, cerul, paradisul, se câștigă cu jertfă, cu efort, cu sacrificiu. Și numai cel care se jertfește, acela dobândește această fericire deplină și veșnică. Adică numai cel care trăiește iubirea, că totul este sintetizat în toată Evanghelia lui Iisus în iubire. Cel care trăiește iubirea cu nuanță de caritate, exemplul acelui bărbat, acela începe să trăiască pe pământ cerul și după moarte va fi pe deplin și veșnic fericit cu toți aceia care L-au iubit pe Dumnezeu și L-au slujit. Ce frumoase sunt cântările noastre despre cer! Cerul e dorul meu, sunt călător, atenție! Ce frumos spunem noi în cântarea aceasta! Suntem călători pe pământ. De multe ori v-am explicat sensul procesiunilor noastre. Ne aduce aminte orice procesiune că noi suntem călători, nu suntem stabili aici pe pământ. Domiciliul nostru stabil este în ceruri. Acolo unde Iisus s-a înălțat, s-a dus și ne-a pregătit un loc să fim și noi cu El pentru toată veșnicia. Cerul e dorul meu, sunt călător. Apoi altă cântare minunată, patria mea este sus, sus în cer, unde veșnic plutesc îngerii. Acolo sunt Fecioara Maria, sfinții, îngerii. Doar acolo e fericirea, spunem noi în această cântare minunată. Avem și la Maica Domnului, acum este luna mai închinată Maicii Domnului. Voi merge într-o zi să mă unesc cu dor cu al îngerilor cor. Unde voi merge? La cer, la cer, la cer voi merge într-o zi. Să ne ajute Măicuța Domnului cu ocrotirea și grija ei de mamă să nu rătăcim drumul vieții noastre spre cer, să fim capabili de sacrificii, să trăim iubirea concret, să începem a trăi cerul pe pământ, ca într-o zi să o vedem și pe ea, și pe îngeri și sfinți, și să fim alături de Iisus și să ne bucurăm veșnic de vederea Lui. Amin. Acum vă rog să vă ridicați și să ne mărturisim credința.
Cred într-unul Dumnezeu. Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzute. Cred într-unul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar lucrat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întoarce la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a primit și s-a înrobat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer și a înălțat la Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, de vreme ce avem un mare preot care a străbătut cerurile și este pururi viu ca să mijlocească pentru noi, să ne apropiem acum cu încredere de tronul Harului și să înălțăm prin el rugăciunea noastră la Dumnezeu Tatăl. Părinte Ceresc, dăruiește-le păstorilor bisericii lumină și putere pentru a vesti Evanghelia Mântuirii la toată făptura. Te rugăm, ascultă-ne! Atrage-i pe cât mai mulți din rândul poporului tău la o consacrare deplină în slujirea ta și a fraților lor. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-ne tuturor harul să înțelegem că în această viață suntem călători și să ne îndreptăm dorințele spre bogățiile nepieritoare ale cerului. Te rugăm, ascultă-ne! Reînnoiește comunitatea noastră printr-o nouă revărsare a Duhului Tău Sfânt. Te rugăm, ascultă-ne! Fă-ne să fim atenți la suferințele și lipsurile semenilor noștri, astfel încât grija noastră față de ei să le vorbească despre providența Ta iubitoare. Te rugăm, ascultă-ne! Primește-i pe răposații noștri în împărăția cerească. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule veșnic, înalță-ne mintea spre slava în care Fiul Tău, Mântuitorul nostru, s-a înălțat la ceruri și dă-ne harul ca printr-o viață sfântă, trăită în caritate, să ne îndreptăm spre patria pe care acum o contemplăm cu ochii credinței, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Thank you.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa din mâinile tale, spre lauda și mărirea numelui Său, spre folosul nostru și al întregii Sfintei sale Biserici. Îți aducem, Doamne, această jertfă în sărbătoarea sfântă a înălțării Fiului Tău și implorăm îndurarea Ta. Dă-ne, te rugăm, harul ca prin acest schimb preasfânt de daruri să căutăm cele cerești, prin Hristos Domnul nostru. Să fie cu voi și cu Duhul Tău. Sus inimile, le avem la Domnul. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Trenic și drept este. Cu adevărat vrednic și drept, de cuvință și mântuitor lucru este. Să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, căci Domnul nostru Iisus Hristos, biruitor al păcatului și al morții, se înalță la cer în admirația îngerilor și este primit ca regele măririi, mijlocitor între Dumnezeu și oameni, judecător al lumii și stăpân a toată făptura. Înălțându-se la cer, El nu se desparte de neamul omenesc, că și noi care facem parte din trupul Său, Îl vom urma și vom ajunge acolo unde deja se află El, care este capul și viața noastră. De aceea, întreaga omenire, mărturisind adevărul învierii, tresaltă de bucurie. Împreună cu puterile cerești și corurile de îngeri, cântăm și noi imnul măririi Tale, zicând fără încetare. Sanctus, Sanctus, Sanctus.
ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Moartea ta omestirii, Doamne, și învierea ta o mărturisim până când vei veni. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, așteptăm a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu Preafericita Fecioară, născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați,
și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tatăl tot puternic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amin. Conștienți și mândri de demnitatea noastră de copii ai lui Dumnezeu, demnitate pe care am primit-o la botez, să ne unim glasurile, să le înălțăm spre ceruri, spunând împreună rugăciunea cea mai frumoasă pe care ne-a învățat-o Domnul. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci a Ta este împărăția și puterea și mărirea în veci. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, ci binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul Tău. Și acum vă îndemn printr-o înclinare a capului, uitându-vă unul la celălalt, cum vom face noi aici, arătați-vă iubirea frățească. Peace.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Cei care vă veți împărtăși sacramental, dar și ceilalți care veți face împărtășanie spirituală, răspundeți acum la cuvintele pe care le spune preotul atunci când împărtășește pe cineva, iar când veți veni în față cei care vă împărtășiți, nu mai spuneți amin că îl veți spune acum, ci nu mai înclinați capul puțin când preotul vă arată, fără să spună atunci, trupul lui Hristos, pentru ca să evităm orice pericol de contaminare. Trupul lui Hristos. Amin. Dragi ascultători, iubiți privitori, iubiți credincioși, suntem în momentul distribuirii Sfintei Împărtășanii la Sfânta Liturghie din Solemnitatea Înălțării Domnului, care se celebrează la Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași. Vă invit să vă uniți împreună cu mine pentru a face o împărtășanie spirituală. O Iisuse, te cred de față în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vin sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta. Dragostea ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Doamne Iisuse, mântuitorul nostru, Tu ai chemat pe oameni la tine pentru a-i mântui și pentru a le împărți binefacerile tale divine. Vin și eu, plin de păcate și de greșeli, pentru a mă învrednici de iertare și pentru a implora harul tău. Ajută-mă să fac bine și cu evlavie această împărtășanie spirituală.
ca să mă învrednicesc de binecuvântarea și darurile tale, care vețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care ne dai celor de pe pământ harul de a săvârși cele dumnezeiești, înflăcărează, te rugăm, inimile noastre de dorul după lăcașurile cerești, acolo unde Hristos a înălțat la tine firea noastră omenească. El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Părintele Paru spune că nu sunt anunțuri. Programul a fost anunțat duminică, decât doar să nu uităm că mâine începem pregătirea spirituală pentru sărbătoarea Rusaliilor, coborârea Duhului Sfânt. Cei care nu puteți veni la biserică, vă îndemn să faceți această novenă. Dacă nu aveți o carte, spuneți de 7 ori slavă Tatălui, cerând cele 7 daruri ale Duhului Sfânt. Sărbătoarea Rusaliilor, repet, este a doua mare sărbătoare după Paști din religia noastră creștină. Iubiți credincioși, vă dorim tuturor o zi frumoasă în continuare de sărbătoare. Harul și binecuvântarea lui Hristos înălțat la ceruri. Și să nu uităm să trăim în așa fel viața pe pământ, încât să începem paradisul aici, ca apoi să ne întâlnim într-o zi în marea familie a copiilor lui Dumnezeu din paradis. Hristos s-a înălțat! Aleluia, s-a înălțat! Domnul să fie cu voi! Și... Oh, my God.
binecuvântare specială astăzi, fiind sărbătoare de poruncă. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, al cărui Fiul născut a pătruns astăzi în lăcașurile cerești, iar vouă v-a deschis calea spre a fi înălțați și voi acolo unde se află El. Așa precum Hristos, după înviere, a venit în mijlocul ucenicilor săi, tot astfel când va veni să judece lumea, să vă întâmpine cu bunătate în împărăția cerului. Amin. Vouă care credeți cu tărie că Iisus șade de-a dreapta Tatălui în mărire, să vă fie dat să simțiți cu bucurie că El rămâne cu noi până la sfârșitul veacurilor, așa cum ne-a făgăduit. Și binecuvântarea lui Dumnezeu atotputernicul, a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți și trăiți în pace. Letale, letale, letale.
Noi vrem.